Bună, fetelor, bine v-am regăsit! Astăzi avem un moment, un video update despre ce am mai făcut noi în ultima perioadă, ce ni s-a mai întâmplat, ce boacă ne-am mai făcut și așa mai departe. Păi, despre mine, pot să vă spun, de fapt, pot să vă invit să vedeți cu ochiul liber, și anume că mă reinventez, mi-am schimbat culoarea părului, am să dezbat pe larg subiect într-un alt episod. Astăzi vreau să vă spun că în sfârșit am găsit ceea ce căutam de mult timp pentru bebe, și anume am găsit un bazin de not. Eu sunt adepta sportului, îmi place foarte mult să fac sport. Într-adevăr, în copilărie nu am făcut foarte mult sport și asta din cauza unei laxități ligamentare care mi-a dat ceva probleme și bătăi de cap la momentul respectiv. Însă sunt de părere că sportul înseamnă sănătate pură. Și pentru început îl voi duce pe Andrei la not. Am ales un bazin, într-adevăr, sper să primesc acordul domnilor de acolo să fac o filmare, să vă arăt exact alegerea mea, însă până una alta vreau să vă spun că sunt foarte încântată și abia aștept să treacă vacanța de Paște și să începem să ne bălăcim. Cu siguranță el va alege ceea ce îi place, însă, pentru că e la o vârstă fragedă acum și pentru că vreau să-i asigur cele mai bune condiții de dezvoltare din toate punctele de vedere, m-am sfătuit și cu doamna doctor pediatru și am hotărât împreună să duc băiatul la not. Bucuria mea este cu atât mai mare cu cât am găsit un bazin unde mama are acces alături de bebe în apă și cred că o să fie foarte interesant, drăguț și frumos să stau acolo împreună cu bebe și să primim împreună lecții de înot. Sau, mă rog, de bălăceală, că la 6 luni cât are Andrei acum nu se pune problema de înot. Dar va fi cu siguranță o activitate foarte amuzantă în care vom arde calorii și ne vom modela trupurile. Dragilor, cam atât pentru astăzi, cam atât cu video update-ul. Vă țin la curent și cu bazinul, și cu notul, și cu toate transformările pe care le voi face de-a lungul timpului, ca de fiecare dată. Pe voi vă rog să-mi scrieți, ca și până acum, pe Facebook, pe site, pe YouTube, îmi lăsați comentarii, puneți întrebări, îmi transmiteți gândurile voastre, sunt aici să vă răspund. Vă pup de nu vă vedeți, aveți grijă de voi și de puiuții voștri și vă aștept în continuare pe vlogul Bebe te iubesc. Numai bine, pa, pa!